Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ai văzut lumina zilei la 13 iulie, ești serioasă, intenționată, te simți minunat în atmosfera responsabilităților mari. Stabilitatea materială este una dintre preocupările principale ale vieții tale. Angajamentul și seta de succes sunt cunoscute de toți cei care te cunosc. Rămâi loială celor dragi ești hotărâtă să lucrezi? În societatea aderi sincer la etica muncii și ești dispusă să lucrezi mai mult decât alții pentru a-ți atinge obiectivele. Ești foarte atentă cu banii și achizițiile. Aceste lucruri nu poate fi numite lăcomie, doar urăști să pierzi bani. Înzestrată o cu o excelentă capacitate de evaluare, poți profita la maximum de economiile tale. Viața ta pare să se învârtă în jurul perspectivei de a profita de șansa oferită de soartă. Poți fi dintre cele care pierd șansele sau fac în mod constant false începuturi, ducând de la o serie de eșecuri. Cu toate acestea, simți momentul fericit și, apucând ocazia în mâinile tale, mai devreme sau mai târziu urci pe nava care duce la succes. În caz contrar te plângi de viață, te consideri a fi învinsă, iar acest lucru se dovedește în cele din urmă fiind detrimentul creșterii tale spirituale. Cu toate acestea, dacă îți păstrezi încrederea în sine nu ești descurajată de înfrângerile temporare, atunci când crezi cu fermitate că timpul tău nu a sosit încă, mai devreme sau mai târziu vei reuși. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, simțul proprietății, milă, mister, loialitate. Tu ești o persoană care își trăiește fantezile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece lună protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală? Nu-ți place să reinventezi roata? De obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun? Știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică. Din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzoală care își inventează propria lume dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, Poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna, Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta, Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari, planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru incapacitatea ta de a te abate de la emoții, pentru natura ta blândă. Ești foarte intenționată, iar această calitate este atât de dezvoltată în tine încât uneori nu te oprește de la nimic pentru a-ți atinge scopul. Aceste lucru este evident în special în materia securității materiale, deoarece stabilitatea financiară pentru tine este una dintre cele mai importante aspirații de viață. Direcția ta pentru succes și prosperitate este clar vizibilă pentru ceilalți, aceste lucru este confirmată de dedicarea în muncă, întreaga echipă de colegi vede clar dorința de a lucra mereu mai mult decât alții pentru a obține un succes maxim, te simți excelent atât în perioade de stabilitate, cât și în perioade de criză, când alții își pierd economiile. Calitățile analitice responsabilitatea și disciplina te ajută să ți mărești economiile. Poți începe să crești de pe pozițiile cele mai scăzute, dar vei câștiga constant puterea în timp ce mergi mai departe. În acest sens, tu te asemeni foarte mult cu alpiniștii, pregătindu-ți încet și cu încredere calea către vârf, la un moment dat în ascensiune, Va trebui cu siguranță să te confrunți cu nevoia de a prinde o șansă sau de a face un pas îndrăzneț, dar toate acestea te vor duce în cele din urmă la victorie. Totuși, soarta te răsplătește pentru risc, mai ales că prezinți un risc ridicat, poți lăsa tot ce este dobândit și obținut și te poți muta într-o altă țară, îți poți schimba locul familiar de muncă și te poți strădui pentru noi cuceriri. După ce ai dezvoltat un proiect individual sau ți-ai înființat propria afacere, nu-ți abandonezi descendenții, ci mergi cu ei până la capăt, indiferent de lipsuri și de greutăți. Dacă situația se dezvoltă astfel încât colapsul financiar să fie inevitabil, te reorientezi pur și simplu și începi să te miști în altă direcție. Tu nu ești una dintre cele care, frigându-se cu ciorba, suflă și iaurt. Pentru cei apropiați de tine rămâne doar să creadă în succesul ultimelor tale întreprinderii riscante. Dacă un prieten sau un partener prezintă îndoieli în relație, pot apărea tensiuni și chiar și un decalaj, ești capabilă de o prietenie adevărată. Cu toate acestea, tu nu faci parte din categoria de femei care se pot despărți cu ușurință de cei care le trădează. Cei care sunt implicați în relații apropiate cu tine ar trebui să calculeze cu atenție comportamentul lor, deoarece tu nu poți tolera prostia și proștii, te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești familiară, afectuoasă, romantică, poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau din potrivă, Poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine, ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă, cum afectează data de 13 iulie soartata, în ciuda faptului că ești înzestrată cu o mulțime de proprietăți pozitive, le pierzi de obicei, minunat, lipsa de inițiativă, dorința de a merge cu cărdul într-o stare de odihnă te poate seduce duce mult mai multă decât un posibil succes. Este surprinzător faptul că par să nu observi înclinațiile tale creative. Ai putea fi un scriitor minunat, copywriter, artist, imaginația ta nemărginită, memoria bună, nivelul ridicat de abilități cognitive provoacă invidie în ceilalți. Având în vedere faptul că ești foarte versată, o astfel de strategie de viață poate asigura să trăiești împreună cu soțul mai mulți ani. Nu ești predispusă la risc și entuziasm. Prin urmare, viața va fi calmă cu perioade de stabilitate și momente de oscilație. Nu există fenomene de criză pentru tine, deoarece ești pregătită pentru ele în avans. Capacitățile analitice și buna intuiție îți permit să ai în mod constant niște o în clip și este profitabil să investești bani. Ești predispusă la accidentări și răniri, astfel încât ar trebui să eviți locurile în care există concentrații mari de oameni și activitate fizică ridicată. Tractul gastrointestinal este capabil să răspundă negativ la stres. Prețuiești pacea și liniștea acasă? așa că părăsești cu plăcere mediul urban aglomerat. În familia ta, ai tendința de a introduce modele de comportament care au fost prezente în casa părintească. Acest lucru împiedică stabilirea unor relații familiale armonioase, astfel încât este mai bine să trăiești pe cât posibil alături de familia părintească. Pentru a fi fericită, ar trebui să fii răbdătoare și, așteptând o oportunitate, nu-ți fie frică să prinzi oportunitatea prezentată, dragoste și compatibilitate într-o relație strânsă, ești iubitoare și grijulie, dar dacă ești dezamăgită sau ești rănită, vei afișa caracteristicile unui proprietar și o atitudine autoritară față de partenerul sau soțul tău, în dragoste, ești foarte devotată, te poți dedica pe deplin cele de-a doua jumătăți. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul, și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Poți obține foarte mult succes în profesia ta. Aceste lucruri se întâmplă, de regulă, nu imediat, dar încet și sigur. De aceea, ești adesea comparat-o cu alpiniștii care se deplasează cu încăpățânare la vârf, în ciuda vremii nefavorabile și a obstacolelor grave, viața de multe ori îți oferă o șansă pe care rar ori o folosești 100%, iar dacă nu ai folosit-o nu poți decât să te plângi de soarta ta și să aștepți următorul tren. Destul de des, poți risca mult și poți începe cariera de la zero, dar vei reuși deoarece succesul este prezis de stele, sănătate și boli. Rară ori acorzi atenție bunăstării tale fizice supra solicitarea serioasă, stresul și lipsa de somn pot submina rapid starea ta de sănătate. Ești deosebită de ofensivă când ești foarte aproape de a-ți atinge visele și ai făcut mult pentru a le realiza, dar problemele de sănătate nu-ți permit întotdeauna să te bucuri de succesul tău. De asemenea, trebuie să fii atentă la răniri care, de cele mai multe ori, pur și simplu te bântuie. Pentru a face acest lucru, Fii mai atentă și urmărește ce se întâmplă în jur. În plus, pot exista probleme cu tractul gastrointestinal și sistemul cardiovascular, ca răspuns la supraîncărcare și stres. Trebuie să te ferești de accidente și de stres psihologic, mai ales în timpul unei perioade de schimbare radicală a vieții. De regulă, vezi clar scopul vieții, dar pierzi din vedere starea ta fizică și mentală. Dieta corectă și exercițiile regulate te vor ajuta să faci față dezamăgirii, destinul și norocul, Universul dorește să-ți plătești datoriile karmice, ursitoarele te-au înzestrat cu abilități mentale mari, sufletul tău este vulnerabil, ai o enormă energie internă, totuși, nu ai atitudinea vitală, inițiativă, mergi cu cărdul, având o imaginație bogată, fiind visătoare. Poți să-ți toată viața hrănindu-te cu iluzii goale, dificultăți vor fi în familie, la locul de muncă, în comunicarea cu oamenii, dar îți poți schimba viața și, dacă vei alege calea evoluției, o poți face mai prosperă. Sfaturi pentru tine, tot ce ai nevoie, stelele s-au pregătit deja pentru tine, rămâne doar să vezi șansa și să profiți de ea, În întotdeauna aștepți momentul potrivit. Aceasta este puterea ta. Ești precum tigrul, simți când este timpul să stai jos și când trebuie să faci saltul. Răbdarea ta va fi răsplătită. Nu ți fie teamă de eșecuri, este o condiție indispensabilă pentru succesul viitor. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și ea amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu dragorice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acva marim sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza. Poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să-l evidențieze, acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.